ce au în comun obținerea cazierului judiciar, eliberarea noilor cărți de identitate, achitarea anumitor facturi fiscale sau certificatele de atestare fiscală. Pentru toate acestea este nevoie de timbrul fiscal, care de ceva vreme este de negăsit, lucru sesizat și de mureșeni. Oricât ar bate drumurile de la un oficiu poștal la altul, reghinenii nu găsesc prețioasele timbre nici în municipiu, dar nici în comunele arondate, Breaza, Deda, Suseni sau Rușii Munți. Reprezentanții finanțelor publice Mureș au recunoscut că există o problemă la nivel național în acest sens și vin cu o soluție. Nu ține de noi, pentru că comercializarea nu se face de către noi, ci prin Poșta Română, iar pe perioada în care ele nu sunt în comerț, pentru că oamenii trebuie să-și rezolve problemele, noi încasăm suma aceea de 2 lei, o încasăm prin trezorerie cu chitanță și chitanța ține loc de timbru. Lipsa este acută în mai multe județe și acest lucru nu deranjează numai pe cetățeni, ci și poșta, care încasează mai puțin. Au început problema luna februarie, tot ce a fost distribuit, sigur am avut problemă, că n-am avut timbre de 2 lei, am avut de 50 de bani, da? Oficiile care au solicitat, am făcut redistribuire, s-au pus de 50 de bani, 4 în loc de 1 cu 2 lei, sau nu era de 2 lei, era de 3 lei. Unde am putut și unde am avut semnale clare din teritoriu, s-a făcut această redistribuire. Dar trebuie să se rezolve cât mai repede problema. Încă o dată, nu Poșta Română, nu CNPR emite aceste timbre. Noi suntem practic un intermediar, punem în vânzare. Autoritățile spun că cetățenii își pot rezolva problemele dacă se prezintă la oficiile de trezorerie pentru a achita contravaloarea taxei timbrului fiscal. Chitanța eliberată este considerat document justificativ pentru orice dosar.